25 de persoane aparținând grupului de extremă dreapta Cetățenii ai Reichului au fost arestate în această dimineață de poliția germană, care a dejucat mai multe proiecte de atentat. Unul dintre acestea viza Bundestagul, Parlamentul German. Discut mai multe despre acest subiect alături de Marcela Ferraru, editor corespondent al FNews la Paris. Bun găsit, Marcela, spune-mi ce se știe până în acest moment despre această operațiune a poliției germane. Bună ziua! Este cea mai mare operațiune de acest gen antiteroristă în Germania de la al doilea război mondial. Peste 3.000 de polițiști au fost mobilizați pentru a participa la această operațiune azi dimineață și au fost percheziționate 130 de locații pe toată suprafața Germaniei. De altfel, cele 25 de persoane arestate, la fel, vin din toate colțurile Germaniei și nu doar din capitală. Așa cum spuneai, printre atentatele pe care le pregătea acest grupuscul de extremă dreaptă, se numără tentativa de acces a unui grup înarmat în Parlamentul German. Toate aceste informații au fost comunicate de către Procuratura Germaniei într-un comunicat în această dimineață, cum spuneam. Marcela, până acum erau mai des întâlnite atentatele islamiste. Eram cumva obișnuiți cu astfel de atentate. Însă cât de gravă este amenințarea extremei drepte în Europa de data aceasta? Da, să știi că cel puțin în Germania, de câțiva ani, grupurile de extremă dreaptă sunt în alta supraveghere a forțelor antiteroriste și a poliției. De altfel, în afară de cele 25 de persoane arestate, există alte 27 de persoane suspectate de apartenență a unui grup terorist. Germania a clasat pe primul loc violența grupurilor de extremă dreaptă în ceea ce privește tulburarea ordinii publice înaintea eventualelor atacuri jihadiste. Situația este aceasta în Germania, în restul Europei deocamdată se vorbește mai puțin, cel puțin în Franța pot să-ți spun că pentru moment amenințarea jihadistă a rămas totuși pe primul loc. Marcela, îți mulțumesc tare mult pentru informații.